Mamă, fix aici la vamă, bro. Undeva pe aici ar trebui să fie. A, uite-le. Bună ziua, haideți să vă luăm, domnule. Apasă pe pentru locurile. Haideți cum am luat aici în brațe. Am revenit, mă băici fete, pe East România. Vă puteți observa, băici fete, suntem din nou în Paleto, pe aici, frumos, cu ne face nouă. Nu uitați că aveți toate detaliile serverului în descriere, IP-ul, Discord-ul și tot ce trebuie. Și suntem, mă băici fete, din nou în Paleto, cum v-am spus. Și avem aici o mașină destul de interesantă, mai exact o mașină nouă în colecția mea, pentru că, după cum știți, în videoul trecut, nu știu dacă știți, dar am să vă las link-ul în comentariul fixat. Am primit un Nissan G3 și pe lângă asta mi-am mai cumpărat și eu un Bentley Bentayga, pentru că, sincer să fiu, am primit niște bunuți așa pe gratis de la băiatul respectiv care ne-a dat Nissan GTR-ul, care mulțumesc pe această cale, mă băi și fete, că ne-am cumpărat aici un SUV pentru iarnă. Mă băi și fete, știu că în videoul trecut am făcut acest job, dar l-am făcut undeva pe la final și nu știu dacă l-a văzut toată lumea și aș mai vrea să-l arăt o dată, pentru că mi se pare super, super interesant. Cred că asta o să pun și în titlu, cel mai interesant. Nu mai interesat job de pe un server de 5M, pentru că mie, sincer, încă mie mi se pare super, super tare, pentru că nu l-am mai văzut până acum pe niciun server și asta mi se pare destul de unic. Lăsați-mi și voi în comentarii, pentru că sunt chiar foarte curios dacă ați mai văzut pe alt server. Eu, sincer, l-am văzut doar pe Twist în România până acum, dar sper să îl implementeze și pe mai multe servere, pentru că este destul de interesant. Hai să reparcăm noi mașinuța. Uite aici, încă mi-e ciudă, am avut un videoclip filmat pe acest server cu o urmărire. De fapt, nu m-a urmărit, pur și simplu am stat pe loc și a venit după mine. Am încercat să fug, dar m-a oprit, vă dați și voi seama, și nu am mai fugit și n-am avut permisul. Și aparent băiatul de la poliție, dacă se uită la acest videoclip, nu știu exact cum îl cheamă, îl salut și îl respect, pentru că a zis că nu mă duce la pușcărie să vină cu mine să dăm testul. Și am dat testul de conducere pe mașina de poliție, a fost super, super interesant, am râs foarte, foarte mult. Dar în fine, mă băiți și fete, chiar pare super, super rău că am șters acest videoclip din greșeală. Deci, mă băiți și fete, avem noi aici jobul de hanghier, o să apăsăm pe E pentru a începe jobul și acum ne dă această mașinuță și avem un checkpoint pe hartă unde va trebui să mergem. Să pornim motorul, motorul îl porniți de pe U, este foarte, foarte simplu. Nu vă trebuie chei sau altceva. Sincer, ar fi super, super tare dacă ar băga băieții niște chei la mașini. Dar nu știu exact dacă necesită foarte, foarte mult, că probabil că necesită sau nu. Sincer, chiar nu știu. Dar asta mi s-ar părea interesant cu cheile. E bine, după cum puteți vedea, încă ninge pe acest server și, sincer, e atmosfera aia de Crăciun. Chiar dacă în realitate apare la mine, nu a nins deloc, mai deloc. Adică a nins doar o zi. N-am făcut videoclipul acela cu de ce îmi place mie sezonul acesta sau nu știu exact perioada aceasta pe serverele de 5M. What the fuck, ce s-a dus băiatul? Are o zi a nins și de atunci nu a mai nins și suntem acum astăzi în 13 ianuarie și din păcate nu a nins. Scrieți-mi în comentarii dacă la voi a nins și de unde sunteți mai exact, pentru că eu sunt în zonă muntoasă și tu nu a nins, ceea ce mi se pare cam ciudățel acum. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru fiecare vizionare, pentru fiecare like pe care îl dați la clipul meu, băi și fete, chiar mă bucur extrem, extrem de mult, pentru că susțineți comunitatea noastră, să zic așa. Deci îl avem aici pe Ciop. O să mergem să vedem acum să nu ne muște. Sper să nu ne muște. O să luăm de aici. O să apăsăm pe pentru a lua câinele. L-am luat aici în mână pe câine și o să ducem să îl punem aici în spate. Și acum va trebui să-l ducem pe Ciop la bază pentru a avea grijă de el. Este super interesant. Nu știu ce data trecută m-a dus aici. Nu știu exact dacă tot aici o să ne aducă, sunt chiar foarte, foarte curios. Mi se pare super interesant jobul acesta. Nu știu, ar fi interesant ca să poți cumva să fugi după câine. Asta mi s-ar părea super, super tare. Dar nu știu exact dacă au cum să facă băieții acest lucru. De fapt, cumva ăsta câinele un NPC, bă, s-ar putea, sincer, s-ar putea. Cred că în săptămânile viitoare o să ne apucăm și de livestream-uri forță. O să ne strângem acolo niște bonus de o cameră, pentru că eu, sincer, nu prea văd livestream-urile fără o cameră. Videoclipurile, da, dar live-urile, din păcate, nici eu nu prea pot să mă uit la cineva care este livestream și nu are cameră, nu știu de ce. Sincer, cred că m-am obișnuit cu ideea de livestream cu webcam, dar na, nu știu. Vedem acum în săptămânile viitoare ce facem. Deci avem noi aici câinele, mai exact câinele lui Franklin, care a ajuns prin paletă din Los Santos. Și o să mergem direct, uite aici frumos, și o să apăsăm pe Y pentru a... Da, câine, și-am primit $105. Mă, băi, și fete, hai să mai facem o dată. Nu știu exact dacă o să ne pună... Da, uite, acum ne-a pus în alt loc. Ok, aparent e pe autostradă data asta, mamă, trebuie să mergem mai rapid acum. Să nu îl calci o mașină, doamne ferește. Nu știu exact dacă o să vadă Larry NPC-ul acesta de câine. Ar fi ceva ciudat să dea peste el așa întâmplător. Deci hai să mergem, mă, băi, și fete, acum sper doar să nu vină cineva, pentru că n-a prins zonele acestea de cam jefuiește, din păcate. Mamă, că am uitat de vamă. Mamă, fix aici la vamă, bro. Săracu, sincer. Hai, mă, așa, perfect. Undeva pe aici ar trebui să fie. A, uite-lea.
Bună ziua! Haideți să vă luăm, domnule. Apasă pe pentru a lua câinele. Uite cum a luat aici în brațe. De data asta avem animația, dar nu știu exact unde pot să ies. Unde fac? Asta e așa. Ah, gata, perfect. Am crezut că m-am blocat. Gata, mă, băi și fetele, mă duc și pe al doilea. Ciop aici la... la inghieri. Hai să ducem aici. Acum... o să pusăm pe ei și de data asta am primit $100, chiar dacă probabil a fost mai departe, dar bineînțeles că probabil suma asta este random. Bun, mă, băi și fete, eu aș vrea sincer acum să mă duc până la un Digital Den, ca să vedem puțin ce ne putem noi cumpăra de aici. Uite, ce este? Ce este aici în spate? Garajul Gen Cargus. Ok, oare putem să luăm de acolo un job direct? Atunci e bine, pentru că probabil o să nu luăm și jobul de Urgent Cargus. Deci e perfect, mă, băi și fete, așa că hai să mergem pe la Digital Den să ne cumpărăm un telefon și probabil o să mai vedem ce mai este pe acolo. Bun, mă, băi și fete, am ajuns la Digital Den. Uite așa, o să le parcăm Bentley-ul. Vreau acum doar să nu vină nimeni prin zona aceasta să ne jefuiască, pentru că chiar nu aș vrea acest lucru, pentru că da, totuși nu am foarte, foarte mulți bani la mine și n-aș vrea tot să mă jefuiască de banii pe care îi mai am. Deci avem aici press A to open și avem un radio doar. Ok, avem doar un radio. Și telefonul are de unde putem să-l cumpărăm? Chiar nu știu, sincer. Uite aici în inventar, dacă... uite, dacă păsăm noi pe el, deja avem telefonul de... deci probabil ne dă telefonul fix când intrăm pe server. Ok, bine atunci. Chiar nu știu lucrul acesta. Deci noi, ca să ne luăm acum jobul de Urgent Cargo, după care va trebui să mergem înapoi în Paleto, pentru că na, de acolo se iau joburile, dar probabil o să vedem ceva job mai interesant. Avem aici chestia asta de rematoare, când ne-ar da pe... pe Bentayga-ul ăsta, sincer, sunt chiar foarte curios. Ori să vând Bentayga-ul ăsta, ori să vând acel din SanCTR pentru a ne cumpăra altă mașină, sau de ce nu, probabil o să facem cadou acel GTR. Ar fi super, super tare o idee de clip de genul acesta să dăm GTR-ul pe gratis, pentru că na, și noi l-am primit cadou și cred că așa este frumos să îl dăm mai departe. Acum sper doar să nu ne ia mașina din prima, dacă o să văd puțin prețul. Sper... doar lucrul acesta. Mă mă, cum e zona asta de pe aici? Nu știu ce, mă aștept să iasă cineva cu arma, sincer. Aici ar fi zona de rema, nu? Bă, nu prea văd nimica, sincer, pe aici. Oare cumva trebuie să vin cu o mașină special făcută pentru asta? Cumva pentru mecanic sau ceva? Ce? Chiar nu văd nimica pe aici. Am să vezi că ne-a făcut cheie serverul și acum apar mafiozul, cum ar fi? Ar fi ceva, sincer. Dar mă, nu e nimica, nu e nimica pe aici. Probabil e pe partea altă ceva. Ia stați așa să ne înturnăm noi aici. Chiar pe aici e ceva? Nu e, da. Sincer, mă simt cam suspicios pe aici. Chiar dacă e zonă de remat, probabil dacă mă vede cineva pe aici, cred că mă ură pe cineva. Așa că mai bine o să mă duc eu din această zonă. Deci da, hai să ne punem noi checkpoint-ul înapoi. Uite aici, la licențe. Că sunt curios să vedem cam ce joburi necesită licență, pentru că... na, probabil sunt foarte, foarte multe controle, fac controle polițiștii. Adică n-ați văzut videoclipul anterior, dacă l-ați văzut, că sincer ce vorbe a făcut poliția, chiar super, super wow. Și sincer chiar mă bucur, bă, sincer mie îmi plac mai mult serverele acestea, care sunt puțin mai micuțe și mai unite. Bineînțeles că când o să crească serverul, o să se extindă și în Los Santos și în Grapeseed. Chiar dacă deja cred că și Twist-ul este deja în Grapeseed, ia să vedem noi așa un pic. Da, uite, are și pe aici ceva activități, dar na, mare parte este în Paleto. Bă, o idee super, super tare chestia asta cu Paleto, vă spun încă o dată și cred că o să mai spun de mii de ori. Pentru că na, o să ai mai multe interacțiuni între player cum ar veni și chiar asta este un lucru super, super tare. Acum, na, problema este că nu prea sunt player pe cam niciun server, pentru că este ora aproape 12 seara când filmez. Na, doar seara am timp disponibil, dar nu este asta mare, mare problemă, ne descurcăm noi. Oh, fuck, cred că am făcut aici o greșeală. Acum știu că au băieții pe aici camere de supraveghere și probabil o să vadă numerele de mașină, dar nu este asta problema, pentru că am trecut legal cum ar veni. Am rupt eu bariera aia, e partea a doua. Dați așa să ne oprim, pentru că, sincer, cu... no, consumă Bentayga-ul ăsta și mi-aș cumpăra și ceva de mâncare, pentru că, na, ne scade de acolo. Avem 43 de litri, nu știu dacă puteți observa acolo în dreapta. Și hai să alimentăm, să vedem puțin cum este și sistemul de alimentare. O să apăsăm pe E pentru a alimenta și o să băgăm, nu știu, hai să bag 50 de litri. Și acum hai să mergem în magazin pentru a ne cumpăra ceva de mâncare. Press E to open, avem iced tea, mamă, $180. Hai să ne cumpărăm, nu știu, o sticlă de apă și un sandwich. Sau hai să ne cumpărăm două sandwich-uri, dar cred că nu mai am eu bani. Și acum cred că dacă stăm noi pe inventar și o să dăm la buzunare, hai să dăm aici sandwich-ul eat și haide să dăm, să bem și apa asta. Și acum avem noi full aici, perfect, deci e totul în regulă. Mă, cred că nu prea am putut eu să alimentez, pentru că nu prea am eu bani, dar nu am putut să bag 50 de litri, din păcate. Am crezut că s-a băgat, dar
Nu s-a băgat aparent pentru că nu am bani, dar asta este problema. Bine, dar nu e problemă, noi o să-i facem pentru că na, eu o să mai stau pe server și sincer, cred că o să ne întâlnim dacă o să intrați și voi. Văd de fiecare dată mă întâlnesc cu unul dintre abonați și chiar mă bucur asta super, super mult. Și chiar vreau să vă salut pe fiecare parte care este aici, că a apărut pe video-uri și roleplay-uri pe care le-am făcut. Sincer, chiar mă bucur asta super, super tare. Am venit prima dată până la poliție aici să întreb de un permis, să văd puțin dacă poate să mă verifice, pentru că na, eu data trecută am dat cu un polițist un roleplay, na, cam greșeala mea că am venit cu mașina să mă dau permis. Ceea ce mi se pare amuzant este că este McDonald's lângă sala de sport. Adică nu cred că mi se pare amuzant, dar este un lucru super, super bine dacă mă întrebați pe mine. Da, tot e amuzant. Data trecută pe videoclipul anterior am făcut mare parte doar roleplay și de asta am zis de data aceasta să prezint puțin mai multe chestii, pentru că na, chiar este super, super interesant serverul. Acum rămâne și la părerea voastră cum ar veni să vă dați cu părerea cam cum este serverul. Deci aici avem licențele de joburi, avem licența de miner, licența de pescar și licența de petrolist. Am înțeles, perfect. Deci noi dacă o să facem din aceste trei joburi, miner, pescar și petrolist, o să avem nevoie de licență, pentru că cu siguranță o să ne oprească poliția, ceea ce este bine, dar într-un fel nu este bine, pentru că dacă nu ai licență, probabil o să îți facă cazier și da, te-ai cam dus puțin la pușcărie acolo. Locurile de muncă sunt tot aceleași, electrician, pilot, șomer și tăietor de lemne și taximetrist. Bineînțeles că nu sunt toate joburile aici cum ar veni, eu dacă o să las peste că putem observa că aici avem și alte joburi, avem jobul de hingier, electrician, pescar, avem super, super multe locuri de muncă. Deci, mă băi și fete, cam acesta a fost serverul de astăzi. Numele meu a fost Webster de Casper, că v-a plăcut Twist România. Nu uitați că aveți toate detaliile de corectare în descriere și vă mulțumesc super, super mult pentru că a stat până la final. Cam acesta a fost serverul. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim la următorul clip. Vă salut. Pa, pa.